O lovitură de lunetist nu numai că poate dobori inamicul, ci și să semene frică și panică în rândurile sale. În spatele unei singure lovituri pot fi ani de pregătire și ore de așteptare pentru momentul potrivit. Adesea, petrecând mult timp în condiții dificile și așteptând ținta, lunetistul trebuie să aibă nu numai toate abilitățile de supraviețuire, ci și capacitatea de a nu pierde concentrarea într-un moment critic. Într-un astfel de moment, multe depind de ce fel de armă are în mâini. Puștile cu lunetă moderne reprezintă uneori adevărate minuni inginerești și sunt capabile să lovească obiecte la o distanță de 3-4 km. Un lunetist poate ieși singur chiar și împotriva unui tank sau elicopter și, după cum probabil ați ghicit, dimensiunea contează. Dacă ați urmărit filmul The Shooter, probabil vă amintiți scena de la început, în care personajul principal Bob, încercând să răzbune moartea unui prieten, trimite un elicopter militar direct într-o stâncă abruptă din câteva lovituri. Reușește să facă acest lucru cu ajutorul celebrei puști americane Barrett M82 cu auto-încărcare. Ideea fostului ofițer de aplicare a legii Ronnie Barrett a fost concepută pentru a detona muniția și a confrunta vehicule ușor blindate, atât tancuri cât și mașini și avioane. Deci, regizorii filmului nu au exagerat niciodată puterea puștii. Cu toate acestea, pe tot parcursul filmului, Bob folosește apoi intervenția J-TAC M200, despre care vom vorbi și astăzi. Să ne întoarcem la Barrett M82. Toate puștile acestei companii au fost dezvoltate pentru cartușul de 12,7 ori 99 mm, folosit anterior în mitraliera Browning M2. Gama de țintire a modelului 82 ajunge la 1800 de metri, iar precizia ajunge la 1,5-2 minute de arc. Cu aceste puști, trupele americane au participat la bătăliile din Kuwait și Irak, ca parte a operațiunilor Desert Storm și Desert Shield la începutul anilor 90. Deși cele mai faimoase realizări ale lor datează din anii 0 și în ciuda clasei antimateriale a puștii, acestea sunt asociate cu infanteria inamică opusă. Cea mai lungă lovitură a fost făcută de caporalul canadian Rob Ferland în 2002 și sergentul Steve Ricker a adăugat la lista impresionantă de merite a lui Barrett prin eliminarea a 3 insurgenți irachieni care se refugiaseră în spatele unui zid de cărămidă la o distanță de 1600 de metri de trăgător. Ca și Barrett M82, Steyr IWS-2000 austriac nu a fost inițial conceput pentru a acționa împotriva oamenilor. Folosirea puterii sale în aceste scopuri este aproximativ aceeași cu a trage un tun asupra vrăbiilor. Special pentru această pușcă, cartușul sub calibru Steyr APFSDS a fost dezvoltat cu un calibru de 15,2 mm și o lungime de 207 mm. Energia botului în pușcăturii ajunge la 36 de kJ, iar penetrarea armurii este estimată la 42 de mm. Caracteristicile tehnice ale puștii permit lovirea țintelor, vehiculelor și depozitelor de muniție ușor blindate și neînarmate la o distanță de până la 2000 de metri. Într-un mod bun, acest model ar trebui numit pușcă de lunetist, în ciuda absurdității aparente a unei astfel de caracteristici. Faptul este că țeava armei este complet netedă, ceea ce înseamnă că nu ar trebui numită pușcă, chiar ținând cont de precizia ridicată și distanța de utilizare. Cu toate acestea, subtilitățile terminologiei nu ne împiedică să considerăm Steyr IWS-2000 unul dintre cele mai puternice din lume. Doar proprietarii rari pot aprecia astăzi avantajele unei puști. Nu a fost niciodată adoptată în funcțiune, muniția era prea scumpă pentru ea. Desigur, pușca este comandată în cantități mici, dar, ca orice companie care se respectă, austriecii nu dezvăluie informații despre cumpărători. Deși se spune că armata americană a cumpărat mai multe Steyr și chiar au reușit să o folosească în operațiuni militare. Compania americană Anzio Iron Works a creat un adevărat monstru, Anzio Takedown Rifle. Lungimea țevii acestei puști antimateriale este de 1270 de mm. Greutatea este de la 17 la 56 de kg. Ținta poate fi localizată de la trăgător la o distanță de până la 4,5 km și tot nu o va salva. Posesorii de puști cunosc valoarea unei lovituri de calitate. O astfel de armă implică o singură lovitură. Trebuie reîncărcată manual, iar cantitatea maximă de muniție nu depășește 3 runde. Deci, este mai bine să atingeți obiectivul din prima, mai ales că acest lucru este facilitat de o vedere optică inovatoare de 20 de mm, cu ajutorul căreia puteți elimina chiar și ținte închise care erau inaccesibile pentru modelele anterioare. Pe lângă cartușele de 20 x 102 mm, Anzio Takedown Rifle funcționează perfect și cu încărcăturile sovietice de calibru 14,5 x 114 mm. Aceasta este bună nu numai pentru versatilitatea tipurilor de cartușe utilizate, ci și pentru o viteză inițială mai mare de până la 1 km pe secundă. Și cu o masă de 101 grame, energia botului este de 57,5 kJ. Acest lucru este suficient pentru a atinge atât țintele terestre, cât și cele aeriene.
Bineînțeles, un calibru mare atrage nu numai armurierii americani. O versiune bugetară a unei puști de calibru mare pentru neutralizarea vehiculelor blindate moderne, a pozițiilor fortificate și altele asemenea, a fost creată de compania ucraineană Mayak Plant. Pușca de lunetist Predator de noapte, cântărind 33 de kilograme, are un calibru de 14,5 mm pentru un cartuș obișnuit de mitralieră de 14,5 ori 114 mm. Raza maximă a unei lovituri țintite este de 4.000 de metri. Precizia împușcăturii este de la 1 la 1,5 minute unghiulare. Potrivit designerului șef Alexander Gordeev, nu există nicio diferență dacă ținta este rusul T-90 Vladimir sau modernul Leclerc, deoarece de la o distanță de 3-4 km toate atașamentele vor fi distruse, în special televizoarele și dispozitivele de supraveghere. Pușca, sau așa cum se mai numește și pistolul de infanterie, este echipat cu un moderator de sunet de nouă generație, care, pe lângă sunetul mic al împușcăturii, asigură o tranziție lină a glonțului de la condițiile balistice interne la cele externe. Reculul din acest tun este mai mic decât cel al unei puști de 7,62 mm și, prin urmare, afectează minim calitatea împușcăturii. Gloanțele obișnuite, datorită lungimii țevii de 1330 de mm, au o viteză a botului de 1050 de metri pe secundă și pătrund fără probleme în transportoare blindate, vehicule de luptă pentru infanterie, vehicule blindate, fortificații inginerești și elicoptere blindate. Datorită invenției armurierilor ucrainieni, un moderator de sunet de nouă generație, care, printre altele, funcționează ca un frigider balistic, temperatura puștii în timpul luptei intense este aceeași cu temperatura corpului uman. Și acest lucru complică în mod semnificativ detectarea sa cu deghizare adecvată. Trebuie adăugat că impulsul de recul al muniției Predator de noapte este de aproape 20 de tone. Datorită caracteristicilor sale de proiectare, a fost posibilă nivelarea acesteia. Prin urmare, un bărbat care cântărește 50 de kilograme poate trage dintr-o pușcă, care poate trage în siguranță 30 de focuri într-o jumătate de oră. Chiar înainte de invazia pe scară largă a Federației Ruse în Ucraina, pușca a intrat pe piața internațională. În special, trei țări arabe au devenit interesate de pistolul de infanterie ucrainean: Arabia Saudită, Yemen și Emiratele Arabe Unite. Apropo, în Emirate, pușca a primit numele de șarpele deșertului. De 20 de ani încoace, pușca Mecham NTW-20, creată de Aerotech, este în serviciu cu forțele de apărare din Africa de Sud, ideea designerului Tony Neofitu. Creată pe baza unei puști antitank, pușca este concepută pentru a lupta împotriva lunetiștilor inamici la distanțe mari și pentru a învinge sistemele de rachete, antenele prin satelit, aeronavele din parcări, stațiile radar, vehiculele ușor blindate. În plus, Mecham rezolvă sarcinile de curățare a bombelor defuncte. Trăgătorul elimină siguranțele, făcând astfel viața mai ușoară pentru sapatori. Setul de pușcă include două țevi interschimbabile. Primul este conceput pentru a trage cartușe de 20 x 83,5 mm. Energia botului în acest caz va fi de 29 de kJ. Al doilea este pentru tragerea de obuze de 14,5 ori 114 mm. Creatorii săi l-au adăugat la pachet pentru a crește raza de acțiune. Tony Neofit știa bine că va trebui să plătească pentru puterea puștii cu un randament ridicat și a încercat să reducă la maximum sarcina lunetistului folosind amortizoare și clapete suplimentare. Dar chiar și cu astfel de sisteme, este nevoie de câteva secunde pentru ca trăgătorul să se recupereze. Ne întoarcem la intervenția CEITAC M200, singura armă din colecția noastră care nu este pur antimaterială. Această pușcă a fost creată cu scopul de a lovi ținte moi, adică forța de muncă inamică. Acest lucru se datorează preciziei fantastice a puștii. La o distanță mai mare de 2000 de metri, este mai puțin de un minut de arc. La fel ca multe puști cu lunetă, M200 are o reîncărcare manuală și un obturator rotativ glisant longitudinal. Astfel de arme sunt considerate în mod tradițional mai precise decât puștile automate și semi-automate. Cartușul 408 CEITAC, cu un calibru nominal de 10 mm, a fost dezvoltat special pentru scopul puștii. Energia botului său atinge 11,35 kJ. M200 este mult mai practic decât monștrii anteriori. Este de două ori mai ușor decât același Mecham și vă permite să faceți până la 20 de lovituri pe minut. Evident, prețul este corespunzător. Pentru una dintre cele mai bune realizări ale designerilor americani, va trebui să plătiți aproximativ $50.000.
JTAC M200 a devenit arma principală a răzbunării lui Bob din filmul The Shooter, pe care l-am menționat deja. Dar iată o armă foarte exotică, care nu este adoptată în nicio țară astăzi din cauza reculului ridicat și a pericolului potențial de a răni trăgătorul după prima lovitură. Fondatorul SSK Industries, designerul de arme Jones din SUA, a dezvoltat un cartuș de pușcă JDJ-950, calibru 24x75 mm. Conform clasificării internaționale, ar trebui considerat mai degrabă un proiectil și o pușcă special concepută pentru acesta, o armă de mână. Mulți cred că aceasta este cea mai puternică armă din lume. Apropo, foarte populară printre fanii privați ai calibrelor mari și fanii bogați a tragerilor de agrement. În plus, este puțin spus că, pe lângă faptul că nu are cel mai blând recul, pușca are o masă mare. Greutatea sa variază de la 36 la 50 de kilograme și puteți estima singur dimensiunile pe videoclip. În general, utilizarea sa pentru tir sportiv și cu atât mai mult în operațiunile militare nu este recomandată. Cu exemplele anterioare, este foarte posibil să rezistați lunetiștilor inamici cu un elicopter și vehicule ușor blindate. Dar cu SOP American de 14,9 mm ar fi foarte posibil să ieșiți la tiranozauri, dacă ar mai exista. Chiar dacă calibrul nu ar părea cel mai impresionant, energia botului acestei arme este de aproximativ 60 de kilojoule, iar raza de țintire ajunge la 5 km. Glonțul cartușului acestei puști are o alungire mare și cântărește aproximativ 110 grame, dar cel mai surprinzător lucru este probabil precizia declarată a armei, 0,5 minute unghiulare la o distanță de aproximativ 2700 de metri. A fost inițial dezvoltat pentru țintire sportivă la distanță ultralungă și, din motive evidente, nu și-a găsit încă aplicație în armată. Asta a fost tot, prieteni. Puneți un like dacă videoclipul vi s-a părut interesant, scrieți comentarii și ne vedem în curând!